Numele meu este Pompilio Arăneș, vin din Timișoara. În momentul de față lucrez ca administrator de sistem la o corporație din Timișoara. Care este legătura? Legătura e că sunt pasionat de bucătărie și până la urmă și în bucătărie și în IT cam tot timpul ai de învățat, deci se pupă cumva astea două domenii. Aș renunța la ceea ce fac eu ieri și m-aș apuca de bucătărie, dar din păcate trebuie să-mi plătesc și niște rate și deocamdată nu sunt la nivelul la care să fiu plătit atât de bine încât să pot să îmi țin o familie din asta. Pentru că iubesc bucătăria, am decis să o și tatuez pe mine, să-mi fac ceva legat de bucătărie, iar aici am un cuțit pe care este tatuat de asemenea bicicleta mea de street food, cu care încerc să dau drumul la un business în Timișoara. O să gătesc scoici sanjac cu sos de șofran. Am ales preparatul ăsta pentru că am văzut un film, se numește No Reservations, cu actrița mea preferată, Catherine Zeta-Jones. Părea foarte interesant preparatul și am zis să-l încerc și să-l fac și eu. Scoicile sanjac acum este pentru a doua oară când le gătesc. Prima dată cred că mi-au ieșit bine. Iubita mea a zis că ea mi-ar da cuțitele. Deci să sperăm că și șefii o să gândească la fel. Preparatul e destul de simplu, în sensul că tragi scoicile la tigaie, un minut jumate, maxim două pe fiecare parte, iar sosul este o reducție de șalotă cu vin alb, cu smântână de gătit și cu frunzele de kaffir lime. Și aia e, montez preparatul, o chestie mega simplă și gustoasă. Degeaba miros. Desert. Desert. Nu e, mă. Ia zi. E un ceva, o supiță așa, cu un crevet, cu ceva. Și cu vanilie. Dacă ai mirosit tu vanilie. Hai, mai să vedem. Haide, mă, ia. 3, 2, 1. Nu e crevete. Excuse-mă, s'il vous plaît. E se cu un Saint-Jacques. E celui la Saint-Jacques, nu? Avem un Saint-Jacques cu... un sosuleț. Și cu... ce ai zis? Ciofran. Ciofran foarte din avion. Ziua, de dimineață până seara are și un pic de lămâie până el. Băi, să nu... să nu știu că la băi era ou. Deci fiți atenți aici, asta este dedicație pentru mine. Nici pe departe. Cine face asta, mă? Le français? Nu. No. Escoffier? Simplu, nu-ți dai seama dacă știi să aranjeze farfurile. Da, la plating stăm cam slab, într-adevăr. Măi, un sos, mă. Un sos, dacă cred că are la bază. Băi, are o farfurie foarte, foarte, foarte tupeistă. Și atunci, dincolo de ușile, are o domnișoară care gătește. Și vine și ne spune așa. Doar atât vă dau. Doar atât vă arăt. Restul mai târziu. Dar nu este domnișoară. Eu zic că tot băiat e, tot un fel de bucătăraș. Tinerel. Tot un fel. În dezvoltare. De la asta, așa cum îmi place lui Florin să spună. Jedi. Jedi. Da, da, un fel de Jedi. Parcă văd așa și cu frezuță, da? Cu frezuță așa puțin. Țin cioc. Tatuat? Puțin. Mai nu cred că e tatuat. Hai să văd. Hai să văd. Iar pe partea asta. Și cumva cam... am băgat în sos, nu sunt. Sorry. Cred că cele mai lungi secunde din viața mea, din ultimul timp cel puțin. Sim, acroiți. Tatuat. Uite-i cuțitul. Bună seara! Salut. Nu-i domnișoară, dar sunt tatuaje. Și are și cuțit. Bă. Ai 21 de ani? Plus 15 la ea, 21. Nu cred. Ai 3 vinete pe tine? Nu pot să cred. Am o salată, cum o numesc prietenii mei. Și un cuțit pe care este bicicleta mea de street food. Street food? Da. De ce? De ce pasiunea pentru mâncare sau de ce tatuajele? De ce tatuajele? Pentru a-mi exprima pasiunea pentru mâncare. Bă, voi ați citit ce scrie pe tricoul? Da, voi îmi spuneți, da. Cum te cheamă? Pompilio Arăneș. Pompilio? Da, Pompilio Arăneș. Pompi din Timișoara, de meserie? De meserie IT-ist. A? IT-ist. De ce? Păi și de ce salată tatuată când tu ești IT-ist?
Păi de ce n-ai un wifi pe spate? Da, de ce n-ai un mouse pe gât? De ce n-ai un USB? Mașina pentru bucătărie e mult mai dezvoltată decât IT-ul. IT-ul e un mijloc de a mă susține. Păi și de ce nu faci pasul? Păi l-am făcut, că tocmai mi-am deschis un business pe partea de street food. Căruia încă nu i-am dat drumul. De care zici tu? Da, este o bicicletă. Păi și ce faci? Bicicletă? Da, acele biciclete din Thailanda, unde gătesc oamenii pe stradă. Păi spune-ne ce faci pe ea. Da, o să fac pulled pork, sandwich-uri cu pulled pork. Serios? Da, am un cuptor pe bicicletă, unde o să fac carne la cuptor și tot sosuri făcute și foarte salate făcute de mine. Și peste tot, pentru că îmi place să mă plimb prin lume, de obicei când merg în concediu, în orașul în care aleg să merg, îmi caut și câte un curs de bucătărie și fac câte un curs cam peste tot. Și ai găsit cursuri de bucătărie? Am făcut unul în Bangkok, în Barcelona și în Londra deocamdată. Ce curs ai făcut unul? Ce constă? Păi ai câteva ore, de la 4 la 6 ore, în care te învață câteva dish-uri care sunt tradiționale la ei. Păi și merită să bați drumul până la Bangkok. Păi dacă tot mergi în concediu... Am înțeles. Și și-a în loc să plin becul, vasul sau să ucă prin oraș și și-a o chestie de genul ăsta. Am înțeles. Și mă duc și te învață oamenii și e foarte frumos că chiar ai tu ocazia să pui mâna și să gătești cu ingredientele lor. Ce ai învățat? În Bangkok am învățat tom yum să fac, pad thai-ul și... Mamă, ce-aș mânca un pad thai? Da, o chestie din asta vegetariană. Dar... Dacă ar fi să mergi într-o echipă, în echipa aia, căruia dintre noi ai vrea să faci parte? So, ce? Sorin! Sorin. Sorry, guys. Bun, și acum, poți să te întreb, ce a fost asta? A fost un Saint-Jacques, evident, cu un sos de șofran, cu vin alb, cu șofran, cu smântână de gătit și unt. Deci acrăla aia vine de la vin, nu vine de la... Da, de fapt. Și cu și cel mai important lucru, frunze de kaffir lime. Pe care n-am simțit-o nicăieri. Poate nu mai simți, știi de ce nu mai simți? Din cauza șofranului. Șofranului, am înțeles. Bombi, nu e ușor să ajungi la mine în echipă. Știu. Vrei să dovedești că poți și că știi. O să dovedesc. Ca drept dovadă. Am înțeles. Na, ce ai pățit? Na, se mai întâmplă. Cum e așa să te gândești la Bontea și să vină Bontea să... Să nu fie prietenos. Da. Primul care a început agresivitatea în această discuție ai fost tu, aducând tricoul ăla care nu spui să ne ducem în spark. Nu, asta e pentru prieteni, așa. Am înțeles. Lipsește garnitura, lipsește combinație de gust. Ai un sos care, sincer, din punctul meu de vedere, arată ca o omletă negătită, e un fel de do it by yourself. Trebuia să mai dai o lampă și o tigaie și atunci înțelegeam clar că trebuie să-mi prăjesc treaba asta. Dar e gustoasă. Mulțumesc frumos. E gustoasă. Mai mult de lucrat. Știu. Un pilion. Trebuia să le spui așa. Garnitura e pătatul. Chiar mi-a plăcut, să știi. Mă bucur, mă bucur foarte mult. Mă bucur. Când ajungi la București cu bicicleta, nu știu, un semn cumva, ori pe Facebook. Un mare drag. Mulțumesc frumos. Pompi, hai mă, dă-i tu cuțitul, mă, dacă ai fost așa. Hai, mers mai departe. Mulțumesc. Cuțitul ți-l dau eu. Dar dacă vrei în echipa mea, Pompi... Trebuie să muncesc, știu. Te rog. Am înțeles. Mulțumesc mult. Hai, seara plăcută. Grijă, da? Nu ai de bine, tinere. Super. Ciao, iubire. Ciao. Cine a luat cuțite? Cine? Cine? Doar două, dar îți bune și două decât nimic. Da. De să-i spui la puiul că vin acasă și arăt cuțitul. Dar bine, vezi că te au și ea de la Săcălați, nu mai urla așa de tare, că te dau vecinii afară din bloc.